În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe jurnal de Reghin.ro a fost știrea despre furturile din autoturisme care sunt în scădere în zona Reghin. Pe locul 2, în topul audienței, s-a situat materialul despre cei aproximativ 1600 de elevi mureșeni care au fost găsiți cu probleme medicale după vacanța de Paște. Iar pe 3 regăsim știrea despre ediția a 11-a Noaptea Europeană a Muzeelor, care este sărbătorită în noaptea de 16 spre 17 mai de mii de instituții de pe întreg continentul. Pe pagina de Facebook Reghin TV, cel mai mare interes l-a trezit știrea despre Raț Ciobo, în vârstă de 36 de ani, care este curelar de 15 ani. Pe locul 2 s-a aflat știrea despre luna mai, în care au loc trei sărbători importante, fiecare cu semnificații aparte în lumea satului. Iar pe 3 regăsim materialul despre Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin, care oferă membrilor săi posibilitatea de a călători. Detalii aflați accesând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Reghin TV.